Da, ne-am întors în direct. Mergem pe pagina de Facebook a domnului ministru Claudiu Răsui, care, cum era dânsul așa, weekendul acesta a pus mâna și a scris, vă aduceți aminte că avea un proiect extraordinar care a entuziasmat pe foarte multă lume, un proiect important în legătură cu foștii securiști și cu cei care descind, practic, din foștii securiști, pentru a-i scoate din viața, din viața politică. Proiectul pentru deconspirarea foștilor securiști și a descendenților lor, ajuns în politică, începe să intre pe circuitul parlamentar. A trecut de, sau a intrat la comisie. Deși toate partidele au declarat că îl susțin, numai USR Plus l-a votat. Una zicem, alta facem, totul e ca românii să nu afle niciodată adevărul. Dar, așa cum am promis atunci, vom face publice toate voturile pe acest proiect. Să vedem cu toții cine apără fosta securitate în politică și cine sunt copiii securiștilor din politică, scrie Claudiu Năsui. Despre copiii securiștilor din politică, scrie Claudiu Năsui. Opriți-vă, e bine așa. Opa. Săptămâna aceasta, proiectul care înființează un registru online al foștilor securiști și arată care sunt rudele acestora în politică, a primit primul aviz negativ din partea Comisiei de Administrație Publică. Cine a apărat securiștii la vot în Comisia Parlamentară? Întreabă domnul Claudiu Năsui. Toate partidele, mai puțin USR Plus. Mă țineți minte cum se băteau cu pumnul în piept în timpul campaniei electorale că USR Plus sunt securiștii sau copiii de securiști? Întreabă Claudiu Năsui despre copiii de securiști. De la obraz întreabă și pe bună dreptate. Ei bine, acum au ocazia să demonstreze acest lucru. Dar nu vor să o facă, pentru că ei sunt de fapt foștii securiști și actualii descendenți ai securității. De ce dădeți, domnul Zanfir? Cât de prost. Le-a trecut un fior prin șira spinării când au văzut proiectul de lege prin care ar fi desconspirați. De aceea securiștii s-au activat imediat când a apărut proiectul. Declarativ și PSD și AUR au zis că susțin proiectul, dar la vot au votat împotriva. Și toate cele. Cert e că toată lumea a votat în comisie. Vă zice cineva, de ce nu citiți? De ce v-ați oprit exact când spunea că AUR avea ocazia să arate? Okay. Și AUR avea ocazia să arate dacă toate minciunile pe care le-au spus în campanie electorală despre USR Plus erau adevărate. Păi, dacă minciunile sunt adevărate, domnul Năsui, ce, doamne? Minciunile nu pot fi adevărate. De regulă, de regulă poate nu. Poate sunt cazuri speciale, nu. Dar din ce am venit, nu prea. Nu prea, nu sau prea. Sau foarte rar, cine știe. Stați un pic. Au votat împotriva proiectului. Deci AUR a votat împotriva. Păi și vă miră că AUR a votat împotriva proiectului? Adică, scuzați-mă, ați văzut pe cine a trimis AUR în Parlament? Unii dintre ei? Păi unii dintre ei sunt oameni care au avut o implicare la Revoluție. Și spun revoluționarii nu de partea bună a istoriei. Deci îl înțelegi, da? Îl înțelegi pe George Simion, care a invitat să intre să comenteze acest subiect, s-a făcut că n-a văzut mesajul. N-a văzut mesajul. Are de făcut are unirea cu Republica Moldova. Chiar acum face un pod de flori peste tot și dacă până se termină emisiunea, poate avem România mare. Nu promite cadrilaterul George Simion, dar Basarabia și Bucovina de Nord garantat. E, nu știu, astăzi după noi ce, sunt știri sau e pariu? Sunt știri. Sunt știri. E, până se termină știrile, avem Basarabia adusă acasă, de-aia n-a putut să intre Simion, că lucrează la aia. Meșterește acum la România Mare. Unde a rămas, și atunci domnule? N-a putut să cu diatribele. Direct, dar între timp mergem către domnul Claudiu Năsui, care constată că în aceste comisii prin care a trecut acest proiect al dânsului, cei care tocmai semnalau pe cei de la USR Plus ca fiind fiind de comuniști, că mai de securiști, nu comuniști. De securiști, că mai degrabă, că practic au o vârstă la care nu pot fi decât fiii securiștilor, nu pot fi chiar securiștii, cum am văzut de multe ori, de exemplu, în partidul menționat mai devreme. Dar, mergem către această încurcătură, pentru că stăm și ne gândim. Dom'le, stai un pic. Noi stai un pic. Oamenii de la USR Plus erau sub această acuzație. Ei au votat în favoarea acestui proiect. Da? Așa ne spune domnul. Noi avem intervenția domnului Claudiu Năsui de la Gherila? O avem, intervenția de la Gherila. Nu avem. Ia căutați acolo în baza de date, pentru că noi am difuzat la un moment dat, atunci când Claudiu Năsui a anunțat acest proiect, a învizajat depunerea acestui proiect într-o discuție cu Mihai Dobrovolski, Dobrovolski de la Gherila, a anunțat că gata, s-a terminat, vom ști exact cine sunt securiști și copiii securiștilor de politică. Dobrovolski ăsta pune următoarea întrebare, domnule, că eram chiar asta și mă mira. Tu zice, păi te-al vizați cumva și pe colegul dumneavoastră, pe Vlad Voiculescu, care asta e întrebarea. Se clasifică mai degrabă, se califică nu știm, mai degrabă. Nu te-ai pronunța. Nu, la fiu, nu la... Dar atenție, nu vreau să zic că aici nu e încurcătură de securitate. Domnul Dobrovolski l-a întrebat pe domnul ministru Năsui
dacă acest proiect îl va viza și pe copreședintele USR Plus București, domnul Vlad Voiculescu. Da. Și domnul Claudiu Năsui, ce a spus domnul Buzoianu? Bineînțeles, bineînțeles. Începem în primul rând cu noi. Deci era într-un entuziasm al întrebării și părea că abia aștepta această întrebare și îi dai seama că toată lumea mirată. Dom'le, adică îl vizați chiar pe Vlad Voiculescu. Da, dom'le, stai. Și ăsta a încercat, domnul Voiculescu, cum v-ați spus, dar n-ai nicio vină, dom'le, până la urmă, stai un pic, că dacă, și dacă e băiatul unui, ce vină are fiul pentru ce face tatăl? Adică nu e foarte important să știm, pentru că e important că fiii acestora au preluat conducerea și așa mai departe. Intrase în această sarabanda discursului. Și e interesant că această inițiativă a domnului Năsui intră în exercițiul ăsta parlamentar sub această postare a domnului Năsui, exact în săptămâna în care domnul Claudiu Năsui și-a anunțat sprijinul pentru domnul Vlad Voiculescu, care a și câștigat concursul, nu? Și a început în momentul de față să fie șeful, liderul, singurul USR Plus București, cu susținerea domnului Năsui. Și atunci o mirare, zic, uite că... De că la momentul ăla părea că e un proiect împotriva domnului Voiculescu. Atunci așa mi s-a părut că... Dar domnul Voiculescu, concret, ce a făcut, domne? Ce a făcut? Înțeles că a existat o hârtie depusă de părintele său, nu? Către... Da, deci practic a avut o mică colaborare tatăl său, nu vreau să... Nu știm dacă au colaborat, au mică, lucrat... Mare, dar a fost o micuță colaborare, așa pare, o mică colaborare. Asta înțeleg că a fost, dar nu? Dar toți cei care au avut o colaborare, uite, de exemplu, și tatăl domnului Rafil, toți erau la... Bă, deci era omul, nici nu trebuia așa ceva, era cu tot o altă treabă, deci omul făcea cu totul altceva și a apărut această chestie, a dat o semnătură că așa era vremul atunci, ce să faci, ai semnat așa. Deci, apoi vine domnul Cioloș care cu un argument spectaculos și acolo mi s-a părut cel mai tare moment al acestei discuții, când domnul Dacian Cioloș a spus, domnule, până la urmă dacă stai și cauți în trecut, cu toții am avut o rudă care n-ai ce, asta e viața. Cu toții suntem într-o rudenie practic cu un colaborator al fostei securități, n-ai ce să faci. Pe 3, asta a spus Dacian Cioloș. Da. Pe 3 martie 2020, deci anul trecut cu pandemia pe cap, Vlad Voiculescu a reacționat după ce tatăl său a fost declarat colaborator al securității. Și a spus în felul său: eu sunt aici să răspund în fața oricui pentru faptele mele. Și are logică ce spune Vlad Voiculescu. Dacă tu răspunzi pentru faptele tale, da, nu răspunzi pentru faptele tatălui, bunicului, străbunicului, nu știu cărui strămoși. Dar atunci ce sens are legea domnului Năsui? Că pe de-o parte vine domnul Năsui și spune: vreau un registru al fiilor de securiști. Nu știu dacă turnătorii la securitate vor fi sau colaboratori. Și turnătorii. Mi-aduc aminte, în intervenția specifică a explicat, domnule, e clară treaba. Iar domnul Vlad Voiculescu spune, domnule, eu nu răspund pentru ce a făcut tata cu 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, când nu o fi făcut, e problema noastră. Da. Răspunde pentru... Și ce faci? Că pe de-o parte și Năsui pare să aibă... Nu, are și el oarecare logică. Domnule, haideți să vedem dacă fiii lor, dacă au beneficiat, dacă n-au beneficiat. După care vine domnul Voiculescu și spune, tata, ce vină am eu pentru ce a făcut tata? Și cum separăm noi, solomonic, cum reglăm noi această dispută în interiorul USR Plus și în interesul poporului român, nu? Cum dăm de capă la așa ceva, e o încurcătură? Adică e vreun deputat plus venit pe firieră plus București în comisia respectivă? Cum vor vota deputații prezidați de domnul Voiculescu în filială în cazul acestei propuneri legislative? Că nu știu ce tot spune proiect legislativ. Propunerea legislativă deocamdată văd că are această funcționare în sensul în care USR Plus-ul, nu? Cei de la USR Plus au votat în favoarea ei. Deci, practic, mă închipui că va merge mai departe sub această situație. Adică, de acum înainte, vom conta pe ei în acest vot. E clară treaba și acum întrebarea e încotro se duce acest proiect. E interesant, e clar de unde vine. Era clar de unde vine, întrebarea e încotro se duce. Interesant faptul că în momentul de față și-a pierdut argumentul cei de la Partidul Social Democrat, nu mai poate să vină să spună, domnule, sunteți fii foștilor colaboratori ai securității, sunt tot felul de copii de securiști acolo, pentru că ei nu vor susține acest proiect. Din ce se vede în momentul de față. Vă deoparte. Zilele trecute, înainte să-mi retrag candidatura pentru primăria municipiului București, am citit și văzut la anumite televiziuni din nou dezvăluiri despre relațiile mele de rudenie care m-au făcut om. Când dau așa din degete, nu înseamnă că am vreun tic, ci că pun ghilimele, semnalizez ghilimele din text. De câteva zile, pe câteva grupuri de WhatsApp umblă un document. Este o decizie a unei instanțe de judecată care constată calitatea de colaborator al securității a tatălui meu.
Probabil o păstrau pentru mai târziu, dar acum a apucat să circule. Vor apărea probabil în câteva minute pe wall-urile dumneavoastră cu titlul șoc, dezastru sau ceva în genul ăsta. Sunt deja câțiva ani de când greșeli sau păcate vechi ale unor membri ai familiei mele sunt scoase la suprafață și arătate lumii, la pachet câteodată cu mizerii și minciuni fără sfârșit. Toate din cauza mea și a implicării mele. Toate pentru a demonstra că toți suntem la fel. Ei bine, nu, nu suntem toți la fel. Deci asta spune domnul Voiculescu. Și fii atent cum o te... Drege, că da. Citesc atât de mult pentru că atât de mult e atât de frumos. Taică-miu nu e perfect. Că multă lume credea că e perfect. Deci, poate nu știați, sau suspiciuni de perfecțiune. Rezonabilă. Plana acest dubiu al perfecțiunii. Taică-miu nu e perfect și sigur a făcut greșeli. Nu vreau să comentez în niciun fel decizia respectivă. Taică-miu a ieșit în stradă în 89 și a avut un certificat de revoluționar. Păi bă, băiatule, că în logica asta e greu să te mai exprimi într-un mod academic. Deci, totul, inclusiv o decizie, devine o mizerie aruncată în spațiu public pentru a-l compromite pe Vlad Voiculescu când e vorba de Vlad Voiculescu. Orice altă persoană aflată în situația asta ar fi fost, cum a zis domnul, mergeți la începutul articolului, pentru orice altă persoană am fi folosit termenul de să ne mai sus, da, doamne, un ECV. Securiști, foștilor securiști, descendenți. Descendenți și aveai mai jos copii de securiști. Da. Pentru oricine altcineva ar fi fost patalamaua de copil de securist, pentru președintele USR Plus București, mizerii menite să îi discrediteze imaginea. Păi stai mai puțin. Dacă aveam, Rafila e băiat de securist? Toată lumea a zis, domnule, Rafila, un băiat de securist. Să nu fie? Bineînțeles că e, da. Sigur că în cazul doctorului Rafila, nu sunt niște mizerii menite să-i discrediteze imaginea. Sunt niște realități factuale. E băiat de securist. Constatări, se pune problema, dacă, vă aduceți aminte această turnură a evenimentului, dacă, până la urmă, copilul este vinovat de ce i s-a întâmplat sau de ce a decis tatăl său în trecut. Dacă are vreo legătură cu fiul, decizia tatălui din trecut, da, de a colabora cu securitatea. Și acum, la unii are, normal că, uitați-vă că e normal, la alții n-are. Dar pe de altă parte, rămâne această întrebare sub care stăm. Claudiu Năsui îl susține pe Vlad Voiculescu pentru alegerile la USR Plus București, pentru filiala USR Plus București, în săptămâna în care susține și acest proiect pentru deconspirarea foștilor securiști. Și a descendinților lor ajuns și în politică. Deci ce nu înțeleg eu de la Claudiu Năsui și dacă are bunăvoința să explice public, i-am rămâne pe veci recunoscători. Da. Dom'le, e atât de grav să fii copil de securist în politică? E o problemă dacă există copii de securiști în politică? Pentru că dacă nu e grav, nu înțeleg care e sensul acestui proiect. Iar dacă e grav, care e logica pentru care publicăm o listă a rușinii sau cine știe, doamne iartă-mă, cum ar trebui să o numim, dacă nu e grav că e băiat de securist? Și dacă e grav, de dacă ce? E grav, de cum ce susține un copil de securist într-o funcție atât de importantă? Noi încercăm să o punem cu un soi de logică. Deci e grav sau nu e grav? Suntem într-un demers extrem ca de să înțelegem. Riscant, așa, da. Asta vrem să știm, da, domnul Năsui, probabil într-o postare mâine, că acum e târziu și el se trezește de vreme să ajungă la minister, dar mâine, după ce termină programul, scrieți domnul Claudiu Năsui dacă e grav că e cineva în politică băiat de securist, sau nu e grav și atunci vă pierdeți timpul cu propunerile astea legislative în loc să vă apucați de o muncă, să faceți, să salvați economia pe bucățele. Bun. Deci e foarte simplu, hai să o tranșăm. Lăsați intangibilitățile astea. Că eu am văzut la USR atitudinea aia. Nu, ei m-au și criticat. Și pe la peneliști, de fapt. Și nu, deci am fost criticat. Păi normal că ai fost criticat. Păi ce are vreunul în 30? Și Clotilde Armand. Toate aceste atacuri la adresa mea, unele ori fi niște combinații ale unor televiziuni, că e foarte posibil să fie. Nu exclui, nu știu cum e politica editorială de la România TV, de la Antena 3, de la orice televiziune. Nu mă interesează. Dar eu am o nemulțumire aici, mai mică decât a ta nemulțumirea, că am venit astăzi și mă gândeam. Îți dau cuvântul pe domnare. Eram la fântânile de la arhitectură de aici și pe străduțe așa încercând să fentez traficul aglomerat, că ne-a făcut micușor festival, nu știu ce am făcut aici. Mai ai pun să treci. Așa, veneam spre studio printre gunoaie și mă gândeam, băi, așa a fost mereu? De ce sunt atât de multe gunoaie? De ce e atât de jegos drumul meu către muncă? Pentru că se luptă cu nu, mafie. Pentru că drumul meu către muncă trece prin sectorul 1. Da. Asta e problema. Problema e la mine. Că am un loc de muncă în sectorul 1. Da. Că treia, dacă voiam curățenie, igienă, munceam, doamne, iartă-mă, în alt sector. Nu nominalizez. Nici astea nu-s vreo lumină.
Absolut. Da. Dar niciunul nu e atât de jegos. Și după aia ajung la muncă să citesc pe Facebook cum doamna Clotilde Armand are senzația că atacurile și criticile sunt justificate de niște combinații, de niște interese. Ce interese, doamnă? Ce interese? Da, am interes să nu mă bolnăvesc de hepatită venind la muncă. Și a stabilizat un soi de imunitate în momentul de față. Păi trebuie multă imunitate la nu poți să spui absolut nimic în legătură cu ceea ce face de acum înainte, pentru că sigur ești un individ care are tot felul de interese de-astea. Ești pe mână cu fostul primar, ești pe mână cu ăștia de la Ropres, sau cu gașca, cu gașca asta, cu gașca care conduce în momentul de față Ropres, că gașca cealaltă era ok cu doamna Clotilde. Da, eu sunt cu gașca aia de 10% reprezentată de statul român de la Ropres, nu? Nu cu aia trebuie să fim, că e a statului român. Eu stau și gașca aia. Mă gândesc totuși că există, trebuie să luăm în calcul faptul că și doamna Clotilde Armand poate să fie supusă aceste intervenții jurnalistice. Adică mă gândesc că totuși chiar dacă există acest gen de public, să mă justific că fac meseria în fața lui Clotilde. Există acest gen de public care gândește în felul acesta, duce lucrurile în felul acesta. Domne, vorbiți de rău de Clotilde Armand, înseamnă că sunteți pătit. Păi stai un pic, vrei să vorbim de bine? Stai un pic, că ne întoarcem pe vremea când erau, uite, foștii securiști, descendenții lor, când cei care conduc ceau, primeau niște osanale publice. Ne ducem către vremea aia, domnule, extraordinar. Da, pare așa le place. Da, așa se simt bine, că, cum, nu ai laude, că, se simt bine. Pare că încolo suntem îndreptați, nu suntem îndreptați către vremurile alea. Ei vor să vină cu tineret, cu abordări de viziuni moderne, dar au niște apucături care nu vor funcționa la generația asta. Pentru că pe mine, dacă mă încerc să mă stigmatizez pentru că îmi fac meseria, da, și nu știu dacă are tupeu Clotilde Armand sau oricine din anturajul său să pretindă că facem altceva decât meseria în această emisiune. Bun, depășind acest moment cringe pentru politica și presa românească. În această emisiune trebuie să semnalăm telespectatorii noștri care au urmărit emisiunea noastră, sigur sunt pe YouTube, înregistrările în momentul de față, nu ați găsit niciun moment în care avem o constatare favorabilă domnului Tudorache în toată campania. Bă, în toată campania nu s-a găsit un cuvânt favorabil spus domnului Tudorache. Mă simt prost pentru că tu simți nevoia să precizezi așa ceva despre noi. Deci să vii și să îmi spui că în primul rând tu nu stai la discuții cu oricine. Tu nu dai bună ziua la oricine. Păi asta era cu mafiotul din ziua de azi de la Giovanni Becali. Da. Acum făcă-i la primarul din ziua de azi, care nu răspunde la oricine. Liviu. Nu vorbește cu orice jurnalist. Nu intră în orice fel de emisiune. Ce mă bătaia asta? Și ai senzație? Din punctul meu de vedere, Clotilde Armand e un primar dezastru pentru că nu se poate discuta cu domnia sa. Oricâte glume pune echipa de campanie pe Facebook. Da, uitați un lucru. Voi sunteți politicul. Nu aveți cum să fiți în tabăra bună niciodată. Politicienii sunt obligați să stea și să încaseze pumnii metaforici de la societatea civilă, pentru că în secunda în care presa și societatea civilă nu mai sunt cu ochii, cu atenția, mai clar fie spus, pe politicieni, aceștia o iau razna, pentru că puterea nebunește. Eu știu că poate ați venit la mănăstire, erați o viață dedicată spiritualității și ați decis să faceți un pic de bine. Ei, și ăia, la un moment dat, vor fi pervertiți de putere. De-aia se dă în politician și preventiv. Și de asta și CEDO a stabilit că în politician e bine să dai preventiv și după aia să întrebi. Era o glumă, sigur, depășită, de nereprodus la televizor. Da. Știe el ce a făcut, care-i problema? În secunda în care se relaxează, statul se extinde și întinde tentaculele și îți acaparează ba din drepturi, ba din libertăți, ba la nivel nominal, persoana aflată în funcție, nu instituția, cum se numește? Am încheiat citatul. Face capul mare. Ai înțeles? Zise domnul Rareș Bogdan. A zis domnul Rareș Bogdan și vezi că a avut dreptate. Faci capul mare în funcție. Înțeleg de ce reclamă politicienii gen Clotilde Armand, genul ăsta de comportament din partea presei. Ce mie neclar, de ce publicul doamnei Clotilde Armand este încântat să audă acest gen de solicitare din partea doamnei Clotilde Armand. Adică ar trebui să privești oarecum să ți se pare un demers absolut suspect. Mă, ce are? Cum adică? N-are voie absolut nimeni să spune nimic despre doamna Clotilde. Este e venită direct de la mănăstire, doamna Clotilde Armand. Sau de unde dorește domnia sa, în funcție de religie, dar așa nu stau să fac trimitere la o anumită religie. Poate de la templu budist, poate de în altă parte. Nu fac, dar dintr-o zona spiritualității. Liviu Iolu. Hai să ne întoarcem. Alți jurnaliști convertiți la politică, domnul Liviu Iolu. Domnul Liviu Iolu era un jurnalist, da, la un moment dat, până când a decis că... Să nu mai fie, să fie, dar foarte bine. Jurnalist, mă duc în tabăra doamnei Clotilde Armand. Da, da, acum...
Dar o fi criticat acum e tabăra domnului Cioloș mai degrabă. Dar da, o fi criticat tabăra asta domnului Liviu și o fi făcut meseria ca jurnalist redutabil și o fi criticat-o și pe doamna Clotilde Armand și pe domnul Cioloș. N-a avut ocazia. Până când a intrat în tabăra asta? Pe doamna Clotilde Armand n-a avut ocazia să o critique. Nu, dar pe domnul Cioloș că de acolo... Nu fi criticat și eu fac cu viața și opera. Adică e interesant de urmărit totuși oamenii ăștia care trec în tot tabără sau în cealaltă, dacă știu, până când au trecut în tabăra cealaltă și au făcut meseria. Eu nu le fac proces de intenție. Eu doar am spus că nu poate avea atâtea, cum să spun eu, sensibilități un politician ajuns în funcție. Bun. A intrat în funcție, răspunde la telefon, oferă explicații, nu din turnul tău, cât un mesaj pe Facebook din când în când e suficient pentru muritorii din sectorul 1 și alte localități. Deci mai ușor cu eleganță și rafinament, că nu suntem la curtea regelui Ludovic al XIV-lea, care era francez, dar asta nu e o trimitere etnică la doamna Clotilde Armand, Ludovic și pe care îl chema Ludovic, dar nu e o trimitere la postarea domnului Liviolu. Ia să vedem. Domnul Orban a sunat Dragnea să nu-i mai furați discursurile. Da. Vezi că s-a început în forță. Nu aveți curaj dacă nu o băgați și pe aia cu Soros și nu uitați că USR Plus fură frigidere, etc. Fură frigiderele? Fură frigiderele? Cum fură frigiderele? Fură aici, niște, poate că e în zona asta de oltenism. Și luați-l și pe Terheș în noul PNL, eventual să spuneți mai repede că vă aliați cu Victor Orban, Le Pen și Salvini să salvați Europa de progresism. Asta e comentariul, asta e reacția USR Plus, una dintre cele mai vizibile reacții USR Plus. Ca urmare a declarației făcute de Orban, avem niște parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut. Bine, acum... Nu e un păcat să nu te naști aici. Uite, doamna Clotilde Armand nu s-a născut aici. Nu, atenție, la unii chiar o calitate, adică mulți sunt votați tocmai pentru că nu sunt de aici. Adică există, uite, de exemplu... Crezi că domnul Fritz de la Timișoara a câștigat alegerile în ciuda faptului că nu e născut aici? Deci, la domnul nu! Fritz a folosit... Doar le-a câștigat! L-a folosit ca argument faptul că nu e de aici, pentru că oamenii sunt tinși să creadă că, domnule, dacă vine în altă parte, omul ăsta știe ce are vine de din Europa Occidentală, exact. Curată... Deci, da, deci, știi, eu, pe mine, de asta sunt extrem de alergic la acuzațiile de xenofobie adresate poporului român. Nu știu, românii sunt ușor xenofobi. Dom'le, românii l-au votat pe Klaus Iohannis, în ciuda aparențelor, nu pentru discursurile sale înflăcărate, da? Nu pentru vorbele sale meșteșugite care te purtau pe culmile oratoriei. Nu! L-au votat că este etnic german și noi avem o părere bună despre cei care geografic sunt situați mai la vest. Dom'le, Europa Occidentală, avem expresii în folclorul urban, Occident curat. Mai ții minte? Deci la noi, practic, lucrul ăsta, acesta când funcționează... Când încercai să definești ceva frumos, occidental, are un aer occidental. Ăsta nu e de aici, ăsta e mare. E și mai occidental, așa. Și vii și ne faci pe noi xenofobi. Deci în România, care... mai degrabă, Fritz. E invers, da. Domnul Fritz, domnul Dominic Fița, cel mai mare argument. De unde vii? Păi din Germania. Haideți, domnule. Haideți, deci domnule. Trebuie lăsați, lăsați, domnul Robin, lăsați. Domnul Dominic Fritz nu era cunoscut în România, nu exista ca personaj în România, nu se știa nimic în legătură, nu și-a dovedit niciodată capabilitățile în România, astfel încât să zici că, domnule, de-aia l-au votat oamenii, că e un om de experiență. Nu știa nimeni cine e Dominic. Faptul că era din Germania a funcționat ca argument unic, pentru că tu nu știi nimic în legătură. Acum le evaluăm, acum vedem dacă sigur. E capabil. Dar întâi l-am pus și apoi le evaluăm. Deci românii, în general, când e vorba de zona asta de xenofobie, băi, nu prea poți să-i asociezi cu așa ceva. Sau la opțiunile politice, nu. Gândiți-vă, Klaus Iohannis a bătut de două ori în alegerile prezidențiale. A doua oară era greu să nu bată? Plecând de la faptul că Ludovic Orban, plecând de la faptul că Ludovic Orban a făcut această declarație astăzi în care a spus, domnule, oamenii ăștia parcă n-ar veni de aici. Nu, poate a zis-o pur și simplu constatativ ca un favor pe care îl face. Domnule, sunt niște oameni, parcă n-ar fi de aici din Moci. Nu știu, poate să fie și așa tratat evenimentul. Poate că i-a lăudat, domnule, parcă nu sunt de aici. Poate a încercat să studieze relația. Da. Că domnul Câțu a anunțat nu voi mai pune decât candidați membrii PNL la primăriile de sector și domnul Orban a spus haide să-i laud eu un pic, să-i iau în brațe, domne, când mă uit la dumneavoastră nici nu păresc de aici. Zilele trecute, Răzvan, am vorbit despre un senator AUR de Vaslui care... Domnule, care, cum era el așa, respectând valorile, promovând valorile tradiționale, era el încântat de situația asta în care se află, se lupta, făcea, drăgea, ca orice senator din partea celor de la AUR. Cu asta se ocupă. Deci promova valorile tradiționale, da mai cultiva
și un pic de marihuana. Se poate întâmpla. Asta deci, sunt acuzațiile. Da, deci era cu cultura românească, da, și era și cu cultura de cannabis. Avea, era împărțit între aceste două culturi. Nu putea să aleagă una sau alta. Într-un final, se pare că s-a renunțat la agricultură, da, și a mers în Parlamentul României. De ce ne amintești despre acest personaj măreț pentru al istoriei noastre politice? Aflăm despre el în continuare, cu continuarea dezvăluirilor celor de la Rise Project, nu doar că domnul se ocupa cu așa ceva, nu doar, dar omul, deși el se ocupa cu zona asta de cannabis, era un cultivator, a fost arestat, a fost într-o încurcătură de genul acesta, dar omul recent a votat în Parlament împotriva combaterii traficului și consumului de droguri. Deci el venit, domnul acesta, vedeți, de la aur, cum era el așa în zona asta așa de stabilitate, de conservatorism cu tare, vă explica cum stau lucrurile și cum trebuie să fie. Așa, el este arestat în Republica Moldova la un moment dat tocmai pentru faptul că cultiva cannabis și așa mai departe și acum vine și votează împotriva combaterii traficului și consumului de droguri. Și stau și mă gândesc, bă, nu care cumva este același subiect ca cel cu care am început ora 10 seara? Nu-i cumva e similar situației domnului Năsui care îl susține pe Vlad Voiculescu, dar votează sau vine cu acest proiect de lege, da, vine cu această inițiativă legislativă, conform cărea, domnule, ar trebui să scoatem din politică copiii foștilor securiști. Sigur, multă lume a spus, dar n-are nicio vină Vlad Voiculescu pentru ce a făcut tatăl său. Vine Claudiu Năsui și spune, n-are nicio vină, cum să n-aibă? Eu am făcut o inițiativă legislativă în care vreau să dovedesc cine sunt oamenii aceștia și trebuie scoși din politică. Deci, e un blocaj logic, vă dați seama, România apare într-un blocaj logic. Omul ăsta vine din partea valorilor conservatoare, nu e aur, extrem de conservator, nu Partidul Aur și așa mai departe. După ce a cultivat și a fost arestat pentru consum, pentru faptul că a cultivat cannabis, nu știu dacă și consum, nu am auzit, asta n-am auzit așa ceva. Și acum vine și votează împotriva combaterii traficului. Deci n-are niciun sens asta. Și acum mergem până la domnul Piedone. Lăsăm pe domnul de la aur, trecem mai departe, ajungem la domnul Piedone. Domnul Piedone este în această încurcătură, în momentul de față, are un succes. Oamenii încep să-l privească din nou admirativ pe domnul Piedone. Face drăgi, l-am tot difuzat în sectorul acolo, se tot agită și așa mai departe. Și face și o scurtă postare, domnul Piedone, la ceas de noapte, vine cu o postare incredibilă, pentru că l-a auzit pe domnul Ludovic Orban că se pregătește de alegeri în sectorul 5. Se pregătește de alegeri la sectorul 5, presupunând că acea condamnare de 8 ani nu va putea fi rezolvată prea ușor în instanță, că te gândești, bă, n-ai cum de la 8 ani să ajungi la nimic, să ajungi la suspendare, nu știu, 2 ani cu suspendare, n-ai cum, e o distanță prea mare, greu știm, de parcurs. Nu știm, nu te pronunța. Nu ne te pronunță, dar privim așa. Și Ludovic Orban zice, domnule, să ne pregătim de alegeri acolo în sectorul 5. Hai să intrăm pe pagina de Facebook a domnului Piedone, care face o postare incredibilă. Domnului Piedone, văd că nu-i blochează nimeni pagina de Facebook, doar Maria Grapin. La doamna Maria Grapin. Că știi, ei sunt colegi de partid. Cu așa ceva, ei da. Sunt colegi, e aceeași, rămânem în cadrul formațiunii PPUSL. Sper că îl răstignesc pe Piedone, sper că la târnă pe crucea cioplită strâmb. Deci vine cu o zonă de metaforă, domnul Piedone, nu știu de unde... Stai, nu, înainte să te duci mai departe. Las-o așa, da. Haide să facem analiză pe text. Pentru că trebuie să mă ridic în picioare să fac asta. Jos labele de pe sectorul 5. În primul rând se debutează în forță cu un semn al exclamării. Se poate întâmpla oricui, Răzvan, am tot văzut. Jos labele de pe sectorul 5. Da. Căci se puseseră labele pe sectorul 5. Eu muncesc, nu ca voi. Politicienilor. Mă dați, ce sunt versuri albe? El nu e, se încearcă, dar el nu e politician cumva, vezi, el e, se el revendică e, într-o altă zonă. El ar putea fi pușcăriaș. Dar momentan ăstuia i-a învârtit tiribomba mințile și se crede tot la bâlci. Citesc în presă că un politician se crede Baba Vanga și aruncă piatra spre 13 septembrie via Filaret. Știri pe surse, astăzi omul galben zice. Omul galben. Păi, asta e la limita rasismului. Omul galben. Și vedeți că e pus într-un context, eu se sisesc CNCD-ul acum pun viu grai, că da. Nu am atâta timp să dau și mail-uri. S-a dus domnul Buzeanu, că ești martor. Aici erai, pe scaunelul ăsta. Da. S-a dus pe șantier și a amenințat pe muncitori că se întorc la ei în... O țară din Asia. Erau, da, niște muncitori vietnamezi care bravo. Lucrau la un bloc, un bloc în sectorul 5. 5, că n-ai unde să lucrezi. Și el a spus, vă trimit la voi în Vietnam, tu crezi că ești la tine în Vietnam? Și acum revine sub și acum, astăzi, omul galben zice. Ia uzi.
Eu am înțeles că face o trimitere la culoarea predominantă a Partidului Național Liberal, dar în gura lui Piedone sună rău orice fel de astfel de formulare. Imediat după aceste alegeri, noi trebuie să ne pregătim de alegeri. Asta zice omul galben, am încheiat citatul. Deci că se pregătește de alegeri, că practic va face pușcărie, va face pârnăiță domnul Piedone. Dar vreau la el să ne ducem. Să mergem către mai domnul jos. Piedone care... Op, după alegerile din toamna trecută, același om galben zicea așa, se insistă cu această expresie. O surpriză totală, nu pot să înțeleg de ce locuitorii sectorului 5 au votat cu Cristian Popescu Piedone. Păi eu pot să înțeleg că în partea elaltă era unul pe care l-am invocat un pic mai devreme, domnul Băcanu. Vă dați seama că domnul Băcanu nu putea, nici nu exista ca să poți să-l votezi, să existe în prealabil. Păi măi, omule galben, de această dată folosește pentru prima dată ghilimele. Că până acum n-avea ghilimele, deci putea fi. Da. Când m-au ales oamenii, te-ai dus glonț la microfoane și ai zis vorbele astea. Și așa și pe dincolo. Vedem că doar puncte de astea de suspensie. Că, citez, proștii l-au votat pe Cristian Popescu. N-am comentat, amice. Deci, am crezut că ai făcut pauza de etichetă și de mat. Și de mat. Te-am crezut fără... Unde ai, mă, cu crucea? Fără voie, am vrut să te întreb. E foarte lungă toată postarea. Acum te-ai împodmolit, iar printre divine și mandoline te visezi capitan. Asta i-a scris-o cineva, vă spun că au lucrat mai multe echipe. Da, dar nu i-a scris-o cineva inspirat. Că atâtea puncte, da. Deci astea trebuiau împărțite între fraze și făceați formulări mai scurte. Hai să trecem la cine de Iuda, uite, interesant să a ajuns deja la Biblie? Și de-a poetul, și de-a amicul, și de-a menestrelul, dar ți-e întunecat sufletul, dar ți-e sufletul întunecat de arginți. Zici că vor fi alegeri mai devreme în sectorul 5, judecătorule! Te-ai scuturat de colb și te imaginezi Bava Vanga de nou. Speri că îl răstignesc pe Piedone? Și începe delirul. Sunteți pregătiți pentru delir? Speri că îl răstignesc pe Piedone? Speri că îl atârnă pe crucea cioplită strâmb în biroul din hârtii de 100? Crezi că viața asta toată e ca peșina de tramvaie? Boss? Crezi că sub toate robele pământului tremură o mandolină? Ți-aș mai scrie, amice, dar tac, știu că îmi dorești tăcere și durere. Fie-ți viața frumoasă și plină de medalii, omule galben. Fie-ți casa poezie, fie-ți zilele aromate cu clinchet de arginți, fii respectat. Ți-aș scrie ceva și despre respect, dar cred că ar fi un nonsens. N-ai înțelege și pun un pupic cu inimioară. LGBTQ+, că publicul inimioară. Și pune această, semnalizează această tiribombă cu orba. Bun, ce mi se pare spectaculos, de fiecare dată când un politician intră sub această sarabandă a DNA-ului, intră sub ideea că va intra la închisoare, într-un fel sau altul, imediat se duce și face apel la Isus și la situația de pe cruce în care s-a aflat Isus. Liviu Dragnea. Nu, no, te-ai dus prea jos. Nu. Gigi Becali. Gigi Becali. Primul. Gigi Becali, arestat în perioada Paștelui, dacă nu mă înșel, urmă cu foarte mulți ani, mergea fluturat, cătușele alea. Becali pe cruce. Așa, Becali pe cruce. Deci era, practic, era Iisus Hristos, 2000 și ceva zile noastre. Da. Liviu Dragnea. Liviu Dragnea la fel. Vine totuși pe aceeași idee, vine până aceeași ordine de idei. Dom'le, stai un pic, că la fel, cu comparație cu Iisus. Vlad Voiculescu. Remaniat Vlad Voiculescu cu o săptămână, în săptămâna patimilor sau nu știu când, scrie iubita lui pe Facebook ceva de genul: pe afară plouă, plânge și natura. Nu întâmplător în săptămâna mare. Nu întâmplător în săptămâna mare a fost sacrificat de la minister. Deci, sper că nu pentru păcatele noastre, sper că pentru păcatele lui. Și acum îți apare dintre toți și Piedone? Poți și Piedone. Între două tarabe răstignite, da, și răsturnate, vine și vorbește despre o cruce cioplită strâmb pe care el ar putea fi atârnat. Și tot? Mai credeți că e în regulă să fim extrem de exigenți cu primarii, că nu li se întâmplă nimic atunci când ajung în funcție? Adică chiar nu credeți că puterea politică tinde să te împingă spre zone ascunse din mentalul tău? Deci oamenii ăștia se cred Dumnezeu. Hai să vă luăm pe scurt, că despre asta e vorba. La propriu! Deci oamenii ăștia la propriu au impresia despre ei că sunt Dumnezeu. Uite, asta e o dovadă. El doar Iisus Hristos. Da, aici. Doar fiul. Fiul, da. E o primă dovadă aici, o primă dovadă. O altă dovadă, sigur că o vedem și la Vlad Voiculescu. O altă dovadă am văzut-o la Liviu Dragnea. O altă dovadă am văzut-o la Becali când intrase în politică. Și tot așa. Deci toți se compară cu Iisus. Se insinuează în, era să zic în poză, în icoană. Da.
Se bagă și ei, deci și noi care am avut problemele astea. Și problema nu e la ei, atenție, problema este la dumneavoastră, la cei care vă închinați la ei. Aici e problema, pentru că am văzut oameni care se închină la, pur și simplu, se închină la politicieni ca și cum am avea de-a face cu ceva impecabil. Ca și când am avea de-a face cu cineva care a coborât, deci practic ăsta e politicianul mintea, că am văzut și ăștia la PSD cu Dragnea și cei de la USR Plus cu Vlad Voiculescu și toți au senzația că a coborât cineva de sus cumva ca să vină să rezolve treaba de jos, că nu se mai poate. Să rezolve problemele de pe pământ, că nu se mai putea așa. A venit să se pună un soi de ordine pământească. Deci, asta e impresia cu care trăiește. Deci ei nu au ținut mandatul. Ei s-au pogorât în funcție, ca să înțelegeți. Despre asta vorbesc. Deci aici e o încărcătură aproape mistică. A venit, ne binecuvântează cu prezența sa, în funcția de primar, în funcția de ministru, în funcția de orice. Noi nu știm ce facem cu ei. Despre unii, nici nu știm nici ei ce fac, dar poate aflăm într-un final. Și pare o impietate în momentul când se vorbește ceva, uite, admiratorii domnului Piedone privesc către noi ca la niște oameni care comit niște impietăți. Îți amintești o doamnă fost senator care a intervenit într-o emisiune, în această emisiune, într-o seară, nu de mult, pe subiectul unui hotel de lux pe care îl construiește în total dezacord cu Hunedoara, arhitectura zonei, în fața castelului Corvinilor, da. Și a spus... Păi eu 8 ani de zile am stat în Parlament și am făcut legi, nu mai trebuia. Gata, m-am retras, deci tot, nu v-am făcut legi. Toți și... sunt sub spiritul ăsta sacrificiului. Dom'le, toți erau, cum să spun, nu, că e un sacrificiu, mai mult decât... Este sacrificiu suprem. Au mers în Parlament și au îmbrăcat cămașa morții, așa erau. Asta este, voi merge, mă voi sacrifica pentru poporul meu. Pentru... Bă, te-ai dus la privilegii. Piedone, crezi că l-a rugat cineva, cum să spun, s-au rugat cetățenii de el să candideze și nu, gata, că mi-ajunge. Dom'le, dată, am înțeles, te sacrifici tu. Bă, dar ce, eu sacrific și pe ăla mic, care știi că e deputat PSD. Ăsta micul al băiețelul. Da. Păi l-ai sacrificat și pe ăla, v-a sacrificat. Ceea ce ne face să credem că, de fapt, nu e doar Iisus Fiul el. Este și Iisus Tatăl, care și-a trimis Fiul în Parlament să spele păcatele parlamentarilor. Deci îți spun, delirul în care trăim ar trebui îmbuteliat și exportat și... să se simtă toată lumea bine. E păcat să avem spectacolul ăsta și să-l ținem numai pentru noi românii, cât suntem. Nu, asta trebuie la scară mondială. La și... scară planetară ar trebui difuzate emisiunile de talk show-urile politice și emisiunile de comentarii politice de România. Și atenție, problema, repet, nu este la ei. Problema este la alegători, care îi și percep pe oamenii ăștia ca fiind ceea ce ei cred că ar fi. Bine, acum înțeleg, între noi fie vorba, opțiunile erau limitate în sectorul 5, da, sectorul 5 era o mizerie. Acolo nu trebuie să discuți. Omul ăsta în sectorul 4 a făcut curat, îl știe lumea că îți răstoarnă 2-3 tarabe, că vine, că dă cu mopul, că alea, că face, că drece. Da. De-aia l-au votat, acum pot să înțeleg votul. Plus că din partea PNL era domnul Băcanu. Bine, pauză și ne întoarcem. Bună România, revenim. Ne-am întors în direct, vorbeam un pic mai devreme despre situația asta în care se află politicienii din România care dau să intre unii dintre ei către închisoare, către răcoare, se merge către răcoare ușor, ușor. Uite, de exemplu, avem această intenție și noi românii pentru a rezolva această căldură în care ne aflăm. Tot timpul trebuie să ne plângem în legătură cu toți, trebuie să avem un motiv de plângere. De plângere. Avem ploi, e nasol că e ploaie. Practic am putea să ne construim, avându-l pe Piedone deja, am putea să ne construim un zid al plângerii, da. Unde doar să ne plângem cu problemele noastre românești. Acum e cald, ne plângem că e cald. Și pe de altă parte, unii doar se plâng, dar găsești și soluții. De exemplu, își cumpără aer condiționat. Și uite, avem un exemplu acesta. Există această soluție la îndemâna românului cu bani. Avem această întâmplare petrecută în București. În București, într-un bloc din București, în care un cetățean își cumpără un aer condiționat și îl ia pe cel vechi care se stricase și îl pune în cutia celui nou. Îl vedem pe acest cetățean aici în imagine, în mod emoționant, aruncând o privire și gândindu-se, uite, asta mi-ar trebui. Ăsta vezi că e bun. L-a și arăta cu degetul, ceea ce e clar că a spus, ăsta e foarte bun. Ăsta e bun. Și atenție, nu e prost, ceea ce vreau să remarc aici, faptul că nu e prost, pentru că se duce, după ce s-a uitat și a remarcat că e foarte bun, se întoarce mascat totuși, ca să nu poate fi recunoscut, vedeți, după ce a trecut pe acolo, după ce a trecut acolo. Dar el nu și-a dat seama că urma să-l recunoaștem după picioare. Asta nu a luat în calcul. Și a acoperit, e drept, fața, parte importantă a corpului uman. Da. Până la brâu e greu de deslușit cine ar fi cetățeanul. Observăm în schimb că nu folosește mănuși. Nu folosește mănuși, are mască în schimb și aruncă o privire, vede că nu e nimeni în preajmă și iată cum se duce total dezinteresat.
Și zice, domnule, eu o să iau aerul ăsta condiționat pe care... O abilitate demnă de o cauză mai bună, deci, sustrage, extrage, de fapt, acest aer condiționat... Pe care îl consideră ca fiind nou. Și pleacă cu el. Zice, uite, la așa cum... Crede că pleacă cu el. Crede că pleacă cu el. Deci, două momente ridicole în aceeași situație. Deci omul vine pe de-o parte în primă fază cu figura sa, pe de altă parte își zice, domnule, hai să-mi acopăr un pic figura când îl fur... Și o altă problemă este faptul că îl ia pe la vechi, ia aerul condiționat vechi. Mă rog, se poate întâmpla până la urmă, bă, răzbane, nu mai avem... Hoția profesionist. N-am mai luat nimic până la urmă, a plecat doar cu cutia. Până la urmă a plecat. Problema e următoare, că nu mai avem hoția profesionist, mă, au plecat peste hotare în momentul de față, avem... Nu stă, mă, nimeni aici. N-ai. Pentru ce? Pentru un aer condiționat? Muncește atâta că, pe de-o parte, ajuns să înțelegi și pe oamenii și să vină să spună, păi eu prima dată trebuie să mă duc să cercetez piața, să văd ce am de furat, dacă merită furat. Bă, care trebuie să mă duc bani băgați în echipamente, că nu e simplu. Tu ai râs aici, da? Dacă mai adăugai și pantalonii, mai mult a costat. Costa foarte, pe lângă faptul că să stai așa, că știi cum e, vorbeam despre medici aia, da. Vara trecută pe căldura aia, da. Cu vizetă, cu costumați. Ia imaginează să fii acum hoț, da? Fă-te tâlhar acum, la 50 de grade câte sunt afară, domnul Buzeanu, cu cagulă, cu mâneci lungi, mănuși unii dintre ei, alții pantaloni lungi, alții foarte ciorap greu. Pe față. Unii își pun ciorap pe față. Radu, nu e o muncă ușoară. Nu e. Bine, nu e o muncă deloc, dar nu e ușoară cu certitudine. După care pleci ca să ce? Să furci o cutie goală? E bine, că atunci că... El nici nu e între... N-a fost olimpic la hoție. Nu e clar, nu e dintre... Abia cu greu a ajuns hoț. Nu știu cine a dat lui atestatul de hoț omului ăsta. E bine că după ce trece până această problemă termică, nu vă dați seama că nu e ușor să te înfofoi în felul acela, te duci la răcoare și poate te mai liniștești un pic. Acum, pe de altă parte, mergem către Constanța. Se întâmplă lucruri extraordinare în Constanța. De exemplu, se întâmplă și în Constanța. O mașină. I s-a întâmplat unei mașini să ia foc. Se mai întâmplă, asta e situația. Problema acestei mașini nu era doar faptul că a luat foc, ci faptul că în portbagaj existau niște artificii, domnule. Și hai să vedem cum s-a petrecut acest eveniment pe care îl vom comenta imediat. Incidentul s-a petrecut în apropierea localității Agigea pe drumul național 39, care leagă Constanța de sudul litoralului. O mașină a ars complet în seara de sâmbătă după ce a izbucnit în flăcări în trafic. Femeia care se afla la volan a reușit să iasă la timp din vehicul. Totuși, ea a suferit arsuri de gradul 2 pe unul dintre picioare și a fost transportată la spital. Deflagrația ar fi fost intensificată de mai multe artificii care s-ar fi aflat în portbagajul mașinii. Din fericire, pompierii au reușit să oprească focul după câteva minute de la intervenție. Da, aici pe de o parte avem de a face cu această situație destul de delicată până care trece femeia, având niște artificii în spate, mergea cu mașina cu niște artificii, dar vreau să remarcăm intervenția Răzvan de la Constanța. N-a fost nevoie de scară, e adevărat, în Constanța am văzut că existau probleme cu scara, probabil că aveau și scara la îndemână, poate că au fost deranjați că n-au putut să o folosească, de dar aveau o scară valorică, să arate, da. La punct. Asta este important acolo. Ar fi vrut să arate că au și scară, ar fi vrut să arate că sunt pregătiți pentru orice gen de intervenție. Uite, n-a fost cazul, pe de altă parte au intervenit brusc, să arătăm și succesele astea ale pompierilor, că doar să-i criticăm nu e. Nu, întotdeauna am spus. Trebuie apreciat. Uite că de fulgerător au intervenit. Bravo! S-a intervenit acolo, da. Bravo! Asta a trebuit tot. Dar bine, nu e meritul lor, e meritul domnului Raed Arafat. Raed Arafat, aici trebuie să remarcăm și poate aici că... Aici ar trebui să felicitat domnul Raed Arafat, că am văzut că există doar cuvinte de ocar îndreptate împotriva acestui om. Dar, acum că văd aceste imagini din nou, ei văd pe cei de la pompieri de acolo, intervenție de succes, l-am evocat pe domnul Raed Arafat. Crezi că există, poate... vreo legătură cu faptul că astăzi Radu Tudor are ediție specială de la 21? E posibil și acum mă gândesc că... Am citit așa și a zis, vrea să facem de-astea, pliniuțe, între televiziuni, să facem... Eu sunt convins că l-a sunat pe domnul Raed Arafat să-l întrebi. Domnule, am înțeles că a fost o ediție specială cu dumneavoastră, succesele marelui Raed Arafat. Ia să vedem cum arde mașina și cum ați intervenit acolo și a stins focul pur și simplu. L-a stins pe tot? Da. Tot focul, nu s-a mai rămas nimic. V-ați luptat cu flăcările? Domnule, extraordinar. Așa le-am spus de la început. Dar uite că se întâmplă și probleme, de exemplu, în Dolj. Nu mai în Dolj să nu fii în perioada aceasta. Nu mai în Dolj să nu fii. Mare grijă dacă sunteți în Dolj. În această perioadă a anului, în Dolj au început să apară evadații din secția de poliție. Și e un caz cutremurător petrecut în urmă cu cât. În aceste momente, polițiștii din întreg județul Dolj, dar mai ales cei din localitatea Șimnicu de Sus, îl caută cu disperare, fac apel la calm, până îl
îl găsesc pe un cetățean. Bărbat, dar nu știu. Dar se poate face și femeie, dacă vrea. Reținut. Pentru că gender fluidul ăsta permite absolut orice. Reținut, dar nu prea reținut. Vezi că n-a avut foarte multe rețineri în momentul parțial în care... Parțial reținut de poliție. Un pic reținut la un moment dat, pentru că a fugit pe geam. Deci a evadat pe geam. Acolo în Dolj se întâmplă acest lucru. Acum mă gândesc că sunt pregătite deja comunicatele care ne liniștesc și spun că, domne, e în regulă, o să o rezolvăm, situația e sub control, nu tolerăm așa ceva. Bănuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, nu spun care, nu vreau să ne nominalizez, să le fac reclamă. Așa, un bărbat de 57 de ani a fost capturat. Un bărbat de 57 de ani din localitatea Șimnicu de Sus a fost capturat de lucrătorii Ministerului de Interne din localitatea Șimnicu de Sus. Deci a fost o operațiune la nivel foarte local, da, de succes pentru început, a debutat în forță, părea totul să meargă așa cum trebuie, conform planului. Cetățeanul, 24 de ore urmea să își petreacă în postul de poliție din Șimnicu de Sus. L-au dus până acolo, deci partea asta a planului a fost îndeplinită cu succes. Nu, da. L-au imobilizat cât de cât, nu foarte bine cu ce au avut ei, lor fi legat cu niște ațe, cu niște sfori, cu ceva. Problema e că aici a apărut eroare umană. N-ai ce să faci, e în firea omului să greșească. Cineva a lăsat și geamul deschis. Și v-ați gândit probabil, asta este inacceptabil pentru că te trage curentul. Da. Te trage și curentul, și asta poate e mai grav și ar trebui precizat în comunicatul de presă, dar l-a tras și ața, l-a plecat. Motiv pentru care avem un comunicat de presă eliminat, practic, din organismul poliției. În timpul activităților de cercetare, cel în cauză a părăsit sediul poliției prin escaladarea ferestrei de la partelul clădirii. Dar îmi place, vreau să te întreb un pic, pentru că îmi place acest fel de a se raporta la eveniment. Mai oprit înainte de esențial. Da. Îndreptându-se într-o direcție necunoscută. Tu înțelegi că a evadat într-o direcție necunoscută și asta ne transmite comunicarea poliției? Deci este practic o evadare profesionistă. Asta vor să arate oamenii. Până și evadările a noi sunt profesioniste. Deci în timp ce evada bărbatul în cauză de 57 de ani, nu și-a luat răgazul pentru a spune mă duc acasă sau mă duc la vecinul în timp ce plec. Nu, a plecat al dracului fără să spună niciun cuvânt într-o direcție necunoscută de-l caută oamenii ăștia și la ora actuală și nu doar până Șimnicu de Sus. Nu! S-au dus și mai încolo. Tot județul Dolj este în momentul de față, nu sub cod roșu, că ăla e de căldură. Sub cod maro, aș spune, având în vedere situația, de evadare. I s-a mai întocmit un dosar penal. Fii atent că nu-l iartă pe ăsta. Să știe că Mandela scrie pe băiatul. Hai să vezi ce fac. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. El avea sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Și eu îți spun, nu pot ei să întocmească dosare cât poate el să le evadeze din sediu. Să le facă în continuare. Trebuie să remarcăm totuși că și-au făcut treaba oamenii, că asta înțeleg eu din ce îmi spui. Înțeleg că și-au făcut treaba și au întocmit un dosar nou, deci au reacționat extraordinar la așa. S-au autosesizat în primul rând. Nu le-a bătut nimeni obrazul, vedeți că vă fug oamenii de pe în sediu ca potărnicile. Impecabilă reacția poliției la așa ceva și au întocmit un nou dosar, ceea ce a rezolvat cazul. Și vezi că au pus și filtre rutiere. Îți spun dacă în caz că aveai drum. Sursa citată menționează că au fost instituite filtre rutiere atât în județ, cât și în județele învecinate pentru prinderea bărbatului respectiv, dar ăsta pentru lovire și alte violențe. De l-ar fi dat și prin Interpol. Pare mai căutată cât era Ben Laden înainte să fie răpus de gloanțele americane. Prins Pol pe Interpol. Bun, hai să luăm o scurtă pauză. Până mâine. Până mâine. Când ne întoarcem și îl căutăm pe omul ăsta, vedeți că-i dândă, că îl găsim. Poate are 24 de ore la dispoziție să se predea, altfel începem emisiunea mâine la ora 22. Ca să nu existe semne de întrebare, aici, în timpul săptămânii, un pic mai târziu. La pentru rămâne bună în continuare. Toate cele bune, noapte bună. La revedere.